Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Întrebările dumneavoastră sosesc pe adresa noastră de Facebook. De asemenea, un număr de telefon 031-405-2800 vă stă la dispoziție. Doamna Diana Bocrici îi roagă pe invitații mei să îi ofere câteva informații. Dumnezeu are 26 de ani, deține 250 de ovine, dar nu are teren arabil. Vă întreabă dacă este un impediment. Anul acesta le declară la APIA pentru prima dată. Pentru a accesa 6.1 trebuie să înființez o firmă, vă întreabă doamna Diana. Desigur, primul lucru care trebuie făcut, trebuie înființată o entitate. Poate fi o societate comercială, un PFA, un II. Nu contează lucrul ăsta, însă trebuie înființată o entitate. Apoi acea entitate care se înființează se va înscrie la registrul exploatației de la primărie, urmând ca apoi să se înscrie la ANSVSA în cazul dumneai sau și la APIA. Poate accesa cu cele 250 de ovine, însă doar dacă acele ovine sunt din categoria mioare montate, oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oi reformate care urmează să fete. Pentru că cealaltă categorie de ovine, respectiv miei, berbeci și oi sterpe reformate, au un ESO mai mic și nu i-ar permite să depășească acel prag de 12.000 de ESO. În concluzie, în cazul în care toate celelalte ovine, respectiv toate cele 250 de ovine ar fi din categoria mioare montate sau oi mai mari de un an sau care urmează să fete, dar ar putea accesa tineri fermieri, urmând pașii pe care i-am spus, înregistrarea entității, apoi la APIA. Domnilor, la telefon îl avem pe domnul Mădălin, care ne sună din județul Botoșani. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Eu aș vrea să arendez un pământ de la bunicul meu. Este valabil la treaba aia cu 1500 de euro? Dacă nu vă spărați? Da, desigur. Numai că bunicul trebuie să fi accesat schema aceea de mici fermieri prin pilonul 1. Asta nu mai știu. Și v-aș mai pune o întrebare. Da. El a venit ca de un an la dânsul. Acum are vreo 20 de animale. Am adunat. Eu am crescut tot așa, le-am ținut la una la alta. Și tot întreb la apă, că n-aș pierde. El figurează la apă, cu 7 la subvenții. Care se dă subvenții ăsta, pentru 7. El figurează cu 7. Și eu aș prelua exploatate, dar nu-mi dă nimeni să-mi răspund la apă. Și eu îl spun că părții alea 7 și eu numai pe astea la altă care au rămas. Care e purtător? Da, nu v-am înțeles foarte bine. Dacă vorbează preluarea exploatației, ea poate fi făcută începând cu această campanie. Urmând ca după aceea dumneavoastră să orientați investiția dumneavoastră sau proiectul dumneavoastră către sub măsura potrivită, funcție de dimensiunea exploatației pe care o preluați. Dacă îmi spune și ce conține exploatația, vă pot spune dacă sunteți eligibil și pe ce program de finanțare sunteți eligibil. Exploatația conține 10 vaci, 9 vitele. 7 pe oraș și 2 vitele. Din păcate nu vă înțeleg. Dacă Alo? Puteți să repetați? Deci exploatația conține 10 vaci. Cât? 10? 10 vaci cu lapte. 10 vaci de lapte, da? Da. Vitel, tineret. Junici, ați zis? 2 junici și 7 pe oraș, tineret. Și 6 tăurași. 7. Sau 7. 7. 7 tăurași. Imediat. Da, aveți vreo 14.000 de ESO, dacă am înțeles bine ceea ce a spus. Puteți accesa chiar sub măsura de tineri fermieri, unde puteți obține 40.000 de euro. Ca și pași, va trebui în primul rând să vă înregistrați o entitate, SRL PFAII, să treceți această exploatație, dar întreaga exploatație, pe acea entitate pe care o înființați. Dumneavoastră bănesc că aveți până 40 de ani, nu? Da, până 40 de ani. Perfect, vă înregistrați la APIA, apoi puteți aplica în cadrul submăsurii de tineri fermieri. Atenție, pentru a înființa, și asta e un lucru foarte important, inclusiv pentru doamne înainte, care am omis să spunem lucrul ăsta, ca să înființăm o societate comercială, nu ne trebuie nicio pregătire pe caienul respectiv. Adică nu trebuie musai să fiu zootehnist sau agricultor. Asta îmi trebuie la proiect, bineînțeles. Dar în cazul celor care doresc să înființeze IIU-uri sau PFA-uri,
La Registrul Comerțului, la momentul înființării, va trebui să se prezinte că are măcar un curs de calificare în domeniu. El oricum trebuie făcut pentru proiect, în cazul în care nu există deja aceste cursuri de calificare. Dar numai că în cazul dumneavoastră și al doamnei care a sunat mai devreme, va trebui să se facă acest curs înaintea înființării IU-ului sau PFA-ului. Eu de asta am spus că mai bine așteptați campania, ca nu cumva bunicul, știu eu, să piardă subvenția. Dacă așteptați acum următoarea campanie de înscriere, nu va fi nicio problemă. Da, mulțumesc. Seară bună. Seară bună, succes. Seară bună, domnule, numai bine, toate bune vă doresc. Domnilor, domnul Armand Marcel Constantin a revenit cu o altă întrebare. Ne spune așa, am 230 de ovine și 30 caprine, pășune concesionată de la primărie, 16 hectare. Am 38 de ani și studii în comerț nealimentar. Aș putea accesa o măsură sau o submăsură pe fonduri europene, zice dumnealui. Tu îi calculezi sau acum, nu? Da, se încadrează pe tinerii fermieri. Da, are vârsta de 38 de ani, da. Da, se încadrează pe tineri fermieri, dar... La fel de bine se încadrează și pe submăsura 4.1. Trebuie să spunem că submăsura 4.1 pragul de ESO este de 8.000, pe când pe măsura 6.1 este de 12.000. Acum, în funcție de valoarea investiției pe care vrea să o realizeze, domnul Armand poate să opteze pentru una din cele două submăsuri. Dacă exploatația este în zonă, într-o zonă defavorizată, de fapt într-o zonă cu constrângeri, poate ajunge până la 90% cota de cofinanțare. Acestea sunt aspectele pe care îi le aducem la vedere. Bun, un alt telespectator, domnul Pițuru Tudorel din județul Dolj, ne spune așa, am și eu 110 hectare teren agricol în arendă și aș vrea să accesez fonduri pentru achiziționarea unei combine. Ce măsură trebuie să accesez? Nu, e și pentru combină de la 100, e ok. Da, de la 100. Dar nu are voie să depășească mai mult de 220 de cai. Da, poate să se orienteze către submăsura de investiții, pentru că deja submăsura de tineri fermieri o excludem pentru că suprafața dumnealui, din punct de vedere al dimensiunii economice, depășește cei 50.000 de ESO. Prin urmare, se poate orienta către măsura 4.1, submăsura 4.1, unde poate achiziționa combina. De la 100 de hectare se poate achiziționa o combină, suprafața minimă necesară pentru achiziția combinei. Coeficientul de transformare fiind de 2, asta înseamnă că poate achiziționa o combină cu o putere maximă a motorului de 220 de cai putere. Doamna Mihaela Florea ne spune așa, am 60 de familii de albine și aș vrea să știu dacă pot să mă înscriu cu ele la APIA, dacă se dau bani pentru albine de la APIA, e întrebarea doamnei pentru dumneavoastră. Trebuie analizat exact pentru acest an care sunt acele culturi și categorii de bunuri pentru care se primește subvenție. Din câte știu eu, pe anul trecut am avut un client care a avut animale și din câte știu, nu, din câte mi-a spus, nu s-a primit. Trebuie văzut exact și trebuie consultat site-ul APIA și întreba chiar direcția APIA regională din zona Dânsei, de unde se află. Pentru fonduri europene trebuie să specificăm că numărul de familii minime pentru a putea accesa, de exemplu, sub măsura tineri fermieri, e de 240 de familii. Prin urmare, cele 60 sunt insuficiente. Am înțeles. Domnilor, la telefon îl avem pe domnul Popescu, care ne sună din județul Dâmbovița. Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Aș dori și eu o fabrică de peleți și pe măsura 6-2 și cât trebuie să iau bani din bancă, cât trebuie să particip înainte sau cum avansez. Domnul Popescu, pe submăsura 6-2 nu aveți nevoie de cofinanțare. Păi, sunteți contractul de finanțare, cum? Alo? Da, domnul Popescu, spuneți.
când sunt în contractul de finanțare? Adică ce trebuie să fac eu înainte de a intra în posesia acestui? În primul rând, trebuie să vă organizați într-o formă juridică. Asta am înțeles. Da. Deci după ce vă înființați, da, după ce vă înființați societatea, II, SRL, cum doriți dumneavoastră, PFI, da, ce doriți dumneavoastră să înființați, după aceea va trebui să scrieți sau să consultați un consultant care să vă ajute pentru scrierea proiectului. Așa, și când ați luat semnarea contractului? Păi, dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate, iar punctajul vă permite să depuneți proiectul, după aceste, după ce parcurgeți practic aceste etape, ajungeți la semnarea contractului. Da, da. Și deci, dumneavoastră trebuie, în primul rând, să găsiți un consultant cu care să vor discutați despre condițiile de eligibilitate. Condițiile de eligibilitate înseamnă ca societatea să aibă sediu în spațiu rural, să îndepliniți, să aveți obiectul de activitate pentru fabricarea de peleți. Atenție, să nu fie desfășurat. Să nu fie desfășurat activitatea. Înțeleg că da, nu are, păi nu are, da, nicio, da, societate. Da, da. Nu aveți da, încă o societate comercială, nu, înființată. Nu, nu, nu. Da, nu ați desfășurat activitate. Practic, va trebui să depuneți această documentație la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Da? Da. Și după analizarea de către inspectorii agenției, veți primi o notificare prin care veți afla dacă proiectul dumneavoastră este eligibil sau nu este eligibil. Adică e finanțabil sau nu este finanțabil. Dar pașii sunt următorii. Vă deschideți firma în primul rând, consultați o persoană care să vă sprijine în elaborarea documentației, documentație care se depune la sediu, la fir, practic se încarcă online pe site-ul agenției, după care, dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate și de punctaj, intrați la finanțare. Ăștia sunt pașii pentru semnarea contractului. Da, am înțeles. Și așa am o întrebare suplimentară, dacă se poate. Vă rog. Tomatele astea, dacă le-am în fundul curții, pui plancar, dar în poartă, cum dracu fac cu ea? Nu am înțeles întrebarea. Pe tomate, pe măsura asta de tomate. 1000 de metri pătrați de seră. Da. I-am în fundul curții. Nu e la stradă să pui plancar, dar 1000 de metri pătrați, cum cere legea acum. Pui plancarda în poartă, cum fac? Îmi cer scuze, dar nu înțelegi la ce plancardă, da, vă referiți. Nu? Trebuie semnalizat faptul că dumnealui primește bani prin proiect pentru tomate. Da, prin proiect, dar trebuie pus acea pancardă. Da, știți cum, da, știți dumneavoastră ceva. Dar ea trebuie pusă, bineînțeles, în loc vizibil, la poartă, da. Dar asta după ce vi se aprobă proiectul. În spate, la 50 de metri în spate e solar, nu se vede. Păi solarul e făcut pe fonduri? Nu e făcut pe fonduri, l-am făcut eu. Păi nu are nicio legătură cu investiția pe 6-2 pe peleți. Păi noi pe peleți. Asta era o întrebare suplimentară. În cazul în care doriți să accesați fonduri pentru realizarea unui solar, da, vă puneți la poartă, nu e nicio problemă. O puneți într-un loc vizibil. În regulă, mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Sănătate, seară bună, numai bine. Domnilor, pe agrotv-agricultura la raport ne-a scris și domnul Aurel Călin. Dumnealui este din Caraș, are 35 de ani, deține 105 oi, 3 vaci lapte, 3 juninci, folosește 25 hectare pășune concesionate din 2015, înregistrat la APIA, persoană fizică, ne scrie dumnealui. Ce măsură poate accesa, ar fi interesat de tinerii fermieri? Este într-o zonă defavorizată, are un curs în domeniu, deține și o firmă, dar nu a avut activitate. Da, dânsul se poate orienta către tinerii fermieri, atât timp cât firma respectivă nu a avut activitate, o poate relua acum, adică poate înscrie pe această firmă.
Atenție mare ca acel cod, ca firma respectivă, practic, să nu fie avut autorizat, chiar dacă n-a desfășurat nicio activitate, la momentul înființării vreun cod CAEN pe agricultură, pentru că aici sunt un pic discutabile lucrurile. Din punct de vedere al dimensiunii, se încadrează pe tineri fermieri. Faptul că are un curs e un lucru foarte bun, pentru că este sprijinit în cadrul punctajului proiectului. Trebuie calculat un punctaj exact ca să se vadă, ca dânsul să-și dea seama practic, funcție de sesiunile din anii anteriori, când sau în ce perioadă, mai bine zis, poate depune proiectul. De reținut că e o măsură foarte accesată și se intră cu punctaje destul de mari. Domnilor, din nou o doamnă alături de noi. Este vorba de doamna Enache, care ne sună din județul Galați. Sărămâinile. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara. Avem și noi 350 de oi. Da. Și 38 de hectare de pășune închiriat de la primărie. Aș dori să întreb, putem să facem, ce să învăm fond. Cine, cu această exploatație de 350 de oi și cu pășunea, cine este înregistrat la APIA? Soțul meu are 39 de ani. Câți ani are? 39. Mulți înainte. Când îi împlinește? Când ia sau când i-a împlinit? 40, are... Sau când face 40? 40 la an. La anul face. Da. Vă întrebăm acest aspect pentru că la data depunerii proiectului trebuie să aibă vârsta de 40 de ani neîmplinită. Da. Cât ESO? Depășește limita de ESO. Chiar vă încadrați pentru... Depășiți chiar și 50. Cei 30.000 de ESO. Practic, sprijinul pe care îl puteți primi e de 50.000 de euro printr-un proiect de tineri fermieri. Nu știu dacă chiar și la asta v-ați gândit dumneavoastră la tineri fermieri sau ați luat în calcul măsura de investiții? La tineri fermieri. La tineri fermieri. Exploatația până la momentul la care noi discutăm sau pe ultima campanie a fost înregistrată pe soț ca persoană fizică, nu? Persoană fizică. Am înțeles. Atunci va trebui ca soțul să-și înființeze o entitate, repetăm, societate comercială, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, ei. Apoi toată exploatația va trece pe acea entitate pe care o înființează, se înregistrează la APIA întreaga exploatație și poate aplica pe submăsura de tineri fermieri. Da, bine. Succes! Mulțumim pentru telefon. Seară bună, numai bine. Un alt telespectator, domnul Șerban Nicușor din Teleorman, ne-a scris pe pagina de Facebook, are 23 de ani, are o suprafață de 23 de hectare. Tatăl meu deține o suprafață de 300 de hectare. Pot trece și suprafața tatălui la mine, pentru că tata are probleme de sănătate și aș putea să accesez pentru modernizarea exploatației și cu ce procent vrea să știe de la dumneavoastră. Da, deci nu este restricționată. În orice condiții poate să treacă exploatația de la tată pe numele dumnealui. Domnul Șerban Nicușor îndeplinește criteriul de ESO, având practic 323 de hectare. Are și vârsta. Important este, era de știut dacă are și calificare, pentru că o altă condiție este să aibă o calificare în domeniu, dacă nu poate să urmeze un curs care să îi confere accesarea sub măsurii 6.1. Instalare tânăr fermier. Nu tânăr fermier îmi dorea. Domnul Stegaru Vasile ne-a scris pe aceeași pagină de Facebook că dumnealui ar fi interesat de măsura 8.1. Scuzați. Dorește să cumpere 5 hectare de pământ în județul Iași, are 35 de ani și dorește să se reîntoarcă acasă. Spuneți-i și dânsului ce măsură ar putea să acceseze. Păi, tocmai dânsul ne-a spus că e interesat de 8.1. În afară de 8.1, da, asta era întrebarea. În afară de 8.1, ce măsură mai poate accesa? Păi, funcție de înregistrările pe care le are sau pe care dorește să le aibă în viitor la APIA, poate accesa, bineînțeles, sub măsura 6.1 sau sub măsura 4.1 sau chiar 6.3, depinde de înregistrările care le... Trebuie să plece discuția un pic altfel. Adică domnul Stegaru Vasile, trebuie să, dacă despre dumnealui este vorba, trebuie să ne spună ce anume dorește să... ce vrea să facă.
care este ideea de afaceri. Dacă dumnealui are ideea de afaceri, atunci noi spunem pe ce măsură se poate încadra. Practic asta este menirea unui consultant, să îl sprijine ca ideea pe care o are să fie transpusă în practică. Adică să îl sprijinim să acceseze fondurile europene necesare dezvoltării sau înființării afacerii pe care o dorește. Acum dorește să revină în țară, înțeleg, pentru a realiza o investiție în agricultură. În agricultură poate să fie de la pomicultură până la investiții în ferme. Sau în non-agricol, de la service până la utilaje de amenajare peisagistică. Este o sferă foarte, foarte largă în care, despre care putem vorbi. Important este să ne spună ce anume dorește să realizeze. Îl așteptăm pe domnul Stegaru cu alte informații. Până atunci, haideți să stăm de vorbă cu domnul Nicu din județul Brașov. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Domnul, avem o întrebare la dumneavoastră. Da. Dețin 270 de oi. Da. Sunt oi mature, la a doua bătare toate. Da. Am 21 de hectare de pământ luat în arendă pe 10 ani, cu contract. Dețin alte 20 de hectare de pășune de la primărie, plus 8 hectare luate în arendă pe 10 ani de la lume și aș vrea să accesez proiectul 1-6. Ce proiect? Aș vrea să știu dacă 1-6. Cred că 6, la tineri fermieri vă referiți? Da, la tineri fermieri, da. Dar ce vârstă aveți dumneavoastră? 34 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Depășește, nu? Nu depășește. Din ceea ce mi-a spus, aveți undeva la 25.000, dar un calcul mai exact se poate face cu declarația, ultima declarație APIA în față. Vă încadrați pe tineri fermieri. Acum, în momentul ăsta, nu știu exact să vă zic dacă la 40.000 de euro sau la 50. Repet, lucrul ăsta poate fi stabilit în urma consultării declarației APIA și introducerii datelor exacte. La momentul ăsta, la APIA, sunteți înregistrat ca și persoană fizică sau ca un... Da, acum sunt înregistrat ca persoană fizică. A fost luat înregistrat ca și acționar în cadrul unei firme la APIA? Nu. Nici PFA, nici... Nu. Deci acum aș vrea să fac o firmă în care să... Am fost la o cameră de comerț, am cerut un pic de informații. Da. Și mi-a spus ca să fac o firmă în care trebuie să trec toate animalele pe firmă, pământul, tot, da, cu contracte pe firma respectivă și aș putea să beneficiez din proiectul ăsta 1-6. Da. Da, așa este. Puteți, ăștia sunt exact pașii care trebuie. Firma, apoi trecută întreaga exploatație și apoi trebuie întocmit proiectul. Da, și de asta. Vreau să văd dacă se poate să pot beneficia și eu ca să, de proiectul ăsta, dacă se poate beneficia. Da, puteți, pentru că cei 2 ani, ca și condiție de eligibilitate, se referă la momentul, de la momentul la care o firmă sau un PFA sau un IE, unde acționar sunteți dumneavoastră, ați fost dumneavoastră, s-a înregistrat pentru prima dată la APIA. La asta se referă cei 2 ani, nu ca persoană fizică. Am înțeles. Ceea ce înseamnă că dacă faceți o firmă mâine, vă înregistrați pe campania care începe probabil în martie, vă puteți încadra. Am înțeles. Bine, doar atâta. Vă mulțumesc. Mă seară plăcută. Mult succes. Și noi vă mulțumim pentru faptul că ne-ați telefonat și că urmăriți agricultura la raport. Dar înainte, revin și spun, dar înainte de a-și deschide firma și după ce face, stabilește eligibilitatea, este important să stabilească și punctajul. Este foarte important să verifice dacă exploatația se află într-o zonă cu potențial mediu sau ridicat. Pentru că ovinele primesc un punctaj de 20 de puncte, apoi dacă nu are calificarea necesară, nu obține cursuri superioare liceale, nu obține un punctaj care să îi confere orice relaxare în ceea ce privește obținerea punctajului, iar apoi practic delimitarea o face zona care prin acest potențial ridicat sau mediu poate să primească 20 respectiv 25 de puncte. Important să parcurgați și această etapă.
Domnilor, vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că și în această seară le-ați oferit telespectatorilor Agro TV informații utile, informații importante pentru a-și putea deschide o afacere, pentru a putea accesa fonduri europene. Ne revedem marțea viitoare. Le mulțumesc și celor de acasă care ne-au urmărit într-un număr foarte mare. Le dau întâlnire mâine seară la o nouă ediție a emisiunii. Până atunci, seară bună, numai bine, rămâneți alături de Agro TV.